Iuliana Nedeli are 31 de ani, 5 copii și 210 milioane de lei vechi datorii la întreținere. De 4 zile a intrat în greva foamei. Își petrece toată ziua în fața blocului 14 de pe strada Narcisei, unde încă locuiește. Singura mea dorință, deci nu am nevoie de nimic, decât singura de post în care sunt pot întreține copii. Dar de ce ați intrat în grevă? Datoriile s-au acumulat între timp, fiind suntem mai multe persoane și nu am avut unde să lucrez, copiii fiind micuți. Iar în al doilea rând s-a expirat termenul de a mai locui în acest imobil. Fostul meu concubin nu a mai prelungit contractul și mi-a venit o ordine de evacuare silită. Ori eu am fost la primărie și am spus problema și așa și au zis că nu avem ce să vă facem, ne pare foarte rău, găsiți-vă undeva unde să vă mutați. Ori cu 5 copii nu mă primește nimeni cu tine, am încercat peste tot și la casă. Deci nu are nimeni, nu zice că distruge, că așa e, că-s micuț. Și nu am dat, deci decât practic, decât să știu. Situația locativă a femeii este foarte încurcată. Garsoniera din blocul Anele este pe numele primului ei concubin, care a părăsit-o cu datorii. El a achitat la vremea aceea, dar s-au acumulat altele. Al doilea concubin, tatăl ultimilor doi copii de 1 și 2 ani, a plecat și el. Contractul de închiriere a expirat în februarie și nu a fost prelungit. Chiar dacă s-au întrunit toate elementele legale pentru evacuare, această femeie și copiii ei rămân un caz social. Vecinii cer la rândul lor sprijinul autorităților, deoarece datoriile acumulate de această familie și încă două i-au lăsat fără apă caldă și gaze. Avem o vecină jos care a făcut greva foamei, a intrat în greva foamei. Poate o ajută cineva, noi să nu creadă ei, astea trei familii cu datorii, că noi avem ceva ceilalți vecini cu ei. Suferiți din cauza lor? Suferim din cauza lor, pentru că nu avem apă caldă, ne spălăm copiii la lighean, vă dați seama. Noi suntem la zi ceilalți vecini, deci nouă nu ni se tăia gazul. Dacă familiile astea nu aveau debit, eram singurul bloc care nu avea datorii la gaz, la apă, dar din cauza la astea trei familii am intrat și noi, suferim și noi din cauza lor. Starea sănătății grevistei este monitorizată de către stația de ambulanță Bacău. În fiecare dimineață, la ora 9, un echipaj al acesteia se deplasează la domiciliul femeii pentru a-i face testul de glicemie și alte investigații medicale.